Revenim în țară unde Elena Udrea și Ioana Băsescu nu mai sunt acuzate în dosarul finanțării campaniei din 2009. Faptele de care erau acuzate cele două s-au prescris. Iar Dan Andronic, implicat și el în dosar, a fost achitat pentru a doua oară. Ioana Băsescu și Elena Udrea scapă de procesul de corupție în care primiseră 5 ani de detenție cu executare respectiv 8 ani. În alta curte a decis încetarea procesului penal în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția, iar sentința este definitivă. În ceea ce îl privește pe Dan Andronic, acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului în același dosar, acesta a fost achitat a doua oară, după ce și prima instanță l-a găsit nevinovat. De asemenea, Instanța Supremă a decis încetarea procesului penal față de Victor Tarhon, fost președinte al Consiliului Județean Tulcea, dar și față de Gheorghe Anastasia, fost secretar general al Ministerului Dezvoltării. Și o decizie similară a fost luată și în ceea ce îl privește pe Ioan Silviu Wagner, director general al Oil Terminal. DNA a o condamnare de 12 ani de închisoare pentru Elena Udrea și 15 ani pentru Ioana Băsescu.